Așadar, au declarat cu tema pentru acasă. Au trecut la un nou capitol. Se numește cadrul cu numere reprezentate prin litere. Asta. Cadrul cu numere reprezentate prin litere. Cu numere reprezentate prin litere. Și aici au vorbit despre adunarea, săderea, împlinirea, împărțirea, ridicarea la putere și disponent numărul 3. Da. Te rog. Și avem exercițiul 5 de la pagina 52. 5 de la 52. 52. Am zis. Ce? Ce, da? Da. Ce? 11 plus paranteză pătrată. 2x plus paranteză rotundă. X pătrat minus 7, închideți paranteza. Minus. 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 Deschideți o altă paranteză rotundă. 5x minus 3. Închideți paranteza rotundă și pe cea pătrată. Minus. Deschideți o altă paranteză rotundă. 18 minus 3x pătrat plus 4x. Asta e. Asta e exercițiu. Hai. Am terminat. Da. Egal. Adecvându-l. 11 plus paranteză rotundă 2x plus x pătrat minus 7 minus 5x plus 3. Minus 5x. Plus 3. Plus 3. În paranteză dreaptă. Poate paranteză rotundă, zis. Așa. Deci... După 7 nu trebuie să închideți. După 7 nu trebuie să închideți. Da, să închideți acum, după 3. Așa, după 3. Ade, a avut o justificare. Ce paranteză a avut importanța aici? Zi. Prima paranteză a fost bună, mică, rotundă, x pătrat la x pătrat minus 7. Nu, care nu sunt față. Nu, niciun rost. Dar e niciun. A doua, asta a doua, da. Da, asta e important. Că era cu minus. Paranteza asta dreaptă a avut o semnificație? Nu. Nu. Că aveau pus, nu-i mulțită. Ești deprisos. Poștete. Minus, sigur că da. De la început trebuia să gândim foarte bine ce e important și ce nu e important. Apoi, asta de aici are importanță. Da, are maximă importanță. Și atunci ghișor pare mult mai simplu când vede așa. Am încărcat un lucru ca să creeze panică. Da, să o ștergem și noi, da. Sigur că da, deci ștergem unde ștergem. Uitați aici. Asta aici o ștergem. Și acolo. Și după 3. Așa, și minus acum. Acum are. Minus 18, minus 3x pătrat, minus 4x. Minus 4x. Da. Ia să văd cât obținem. Egal cu 11 și cu 3. Deci cu x pătrat, e rog. Nu după cum trebuie să facem ordine. Exact. Ne așezăm în modul ăsta. Bun. Atunci e 4x pătrat. Corect. 4x pătrat. 4x pătrat cu x, cu x, cu x. Avem o dată minus 9x. Minus 9x, minus 9x, minus 18 plus 3. Hai să luăm la capul, 11 plus 2, 13. 13 plus 13. 16 minus 2. Și minus 2, unde vezi tu minus 2? Ba nu. 16 și mai ai minus 7, minus 7. Mai ai minus 7. Așa, ce cuvânt s-a fost adunat? Deci cât ar 16 minus 7? 9. 9. Deci, plus 9. Plus 9. Cum mă fi? Era așa tot, da? La ce? 4 x pătrat. 5 x pătrat plus 20 plus 3a? La ce? La ce? Nu mai, la 5, ce? A, minus 11 plus 4 x pătrat minus 7 x. 4x pătrat minus 7x. 4x pătrat minus 7x minus 11. Mai vedem o dată. Hai să vedem. În x. 4x pătrat minus 9. Bun. Acum x. În x. Minus 5x minus 4x face minus 9x. Unde mai vezi? Și un plus 2x. 2x aici. A, ăla-i 2x, nu-i 2x. Ăla-i 2x, domnul profesor. Bun. Și înseamnă că avem? Minus 9 plus 2. Minus 7, minus 7. Minus 7. Minus 7. Da, minus 7 x, minus 11. Plus, da. Acum. Cauza lui 2 e celălalt. Da. Acum... 11 minus 7, 4, domn profesor. 4
7, 7 minus 18, minus 11. Minus 11, nu? Da. Deci este bine... Minus 11, nu e plus 9. Nu ai un făcut de greșit în seama. Da? Minus 11. Bun. Bine, 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 bine. Corect. Și aș mai departe. Da. De. 23 minus. Eu o dau parantezele ca aici, domn profesor. Mi-l dai de moșul mai greu. Da. Da. 23 minus, paranteză pătrată. 17 minus, paranteză rotundă. 3x plus a. 17 minus. Minus, paranteză rotundă. 3x plus a. Între paranteza rotundă, este paranteza pătrată. Plus. Paranteză pătrată din nou. Paranteză rotundă. 4x plus 5. Închideți rotunda, minus. Deschideți altă rotundă. Da, ce spune aici? Minus. Minus, deschid altă rotundă. Da, 3x minus 2a. Închideți rotunda. Plus 9. Plus. Și pătrată. Închidată. Da. Asta a doua cu paranteză pătrată nu are rost. Aici nu are rost, nu? Aba, acolo are. Acolo are, zic, la 2. Sigur, da. Acolo nu are. E depresos, nu? O ștepe. O ștepe. Și mai uite de alte, dacă mai ai ceva care să o elimini, să se elimina. Nu. Nu. Da, și 4 e spus 5, de prisos. Da. Da. Și rotunda. Plus aici, da. Deși rotunda asta. Da. Deci le ștergem că ne încarc în ghiștiță. Și să lucrăm de desigur, să mai întâlnim ca să ne ghiștiță. Eu e cu 23 minus paranteză pătrată, bă, nu, rotundă. Paranteză rotundă. Bă, atacă direct, mai. Atacă direct, mai. Atacă direct, mai. Atacă direct, mai. Minus 17, ade? Plus fără paranteză, cred că o facem. De ce? O plus 3x. Așa. O minus... Nu. Nu. Minus. Nu. E plus A. Că minusul aici cu minus face plusul, iar pe care crește 2. Corect. Corect. Plus A. Plus A, da. Și că ce ai înțeles, ade? Da. Minus ori minus a făcut plus. Îți imaginezi că a fost plus acum în fața paranteză. 3x plus A. Corect. Și plus. Plus mai departe, 4x minus 5, plus 5, plus 5, minus 3x, plus 20, 2a, plus 2a, plus 9, plus 9. Echivalent cu? Cu 7x, la doua avem, avem cu a, avem cu x. Da, deci, de ăștia cu x. Hai să vedem de ce cu x se reduce mare. 3x. 3x cu minus 3x se duc. Bine? Da. Și 4x. 4x. Cu A. Hai să vedem. Cu 3A. Plus 3A, da? Și să vedem termenii de. 23 minus 17, 6. 6. 6 plus 5, 11. Plus 9, 19. Plus 11 plus 9, 20. Așa, nu știu, da. 4x cu 23, da. Plus 3a, da? Da, da. Bine. E. E. X pătrat minus. Paranteză rotundă. 2 plus 3x. Așa. Minus. Paranteză pătrată. 7. Minus. Paranteză rotundă. 11 x pătrat minus 5x. Închideți rotunda și pătrata. Plus 18 plus 6x pătrat. Acolo toate și-au rostul. Deci asta are rost. Are, asta, are asta rost că minusul da, tot e perfect. Să nu așa. Hai, x pătrat minus 2 minus 3x minus 7 plus 11x. Da. O x pătrat minus 5x corect. Plus 18 plus 6x pătrat. Exact. X pătrat cu plus 12x pătrat plus 6x pătrat. Ah, pătrat. Mai pe da, 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 da. 12 și cu 6? 21. Nu mai, nu. 12 și cu 6, 18. 18. 18 x pătrat. Atenție la numarea mea ori. În x acum. Minus 3x. Minus 8x. Minus 8x. Minus 8x. Atât. Atât. Atât este. Minus 8x. Și tare, ca să vedem ce e în calcul. Și avem minus 2 acum, minus 7. Minus 9. Minus 9. Minus 9 și cu 18. Plus 9. Plus 9. Plus 9.
dăm nou factor că, sau nu, nu cu 3, nu cu 9. Dar vă așa. 18 x pătrat. Plus 9 minus 8 x. Da. Exercițiul 7 de la pagina 52. Punctul F. A plus x minus x pătrat plus 3a minus 5a plus 4x la a doua plus 7a minus 7x plus x pătrat. Nu mai avem nimic decât să le duce pe sale. E gata. Okay. X pătrat cu x pătrat se reduc. Rămâne 4x pătrat. Da. 4x pătrat. Da, 5x pătrat. Bă, nu știu. E 4, nu? Păi 4x pătrat. Da, 4, nu. Rămâne 4x pătrat. În x. Să căutăm de un x. O avem un x. Plus x. Plus x. Minus 6, minus 5x. Minus 5x, da. Apoi. 5x. În a 7-a. A de aici, plus 3A. 4A minus A. Plus 7. 4A minus 5A minus A. Plus 6A. Minus A și plus 7A, 6A. Plus 6A. Așa tu l-ai? 4X pătrat minus 5X. Așa am făcut. 6A minus 5X plus 4X pătrat. Da, exact. G. Sunt obișnuit și tu să-ți spui X pătrat. O ordine, așa, o ordine. Da, da. Ca o curățenie în casă. 100 plus. Paranteză rotundă. A la a doua B. Minus 3 B la a doua. Închideți paranteza. Plus 49. Plus 8 B pătrat. Minus. Deschideți o altă paranteză. A la a doua B. Minus 10 B la a doua. De paranteze inutile? Cu paranteze inutile, nu avem. Ei, nu. Da. E pus în față. Uh-huh. E de aici. Am tot atâta. Da. Și atâta. Hai. Asta. Și zicem acolo. Dacă dă până acolo ceva de redus, reduce. Dacă nu, asta e. 149, ca să nu scriu. 149. Îi scriu, da? Deci 149 plus a la doua B, minus 3 B pătrat, da. Și cu 8 B pătrat, pot face ca... Da, o, 5, 5 B pătrat. Plus 5 B pătrat. N-am ce face de sfac aici, minus... Minus a pătrat B. A la doua B, plus 10 B pătrat. De gata. E egal cu 149. Da. Plus 2 a pătrat pe. De ce mă? Care e a pătrat pe și a pătrat pe unul și a avut minus. S-a reduc chiar pe aici. Așa. 5 pe pătrat. Și cu 10? 15 pe pătrat. 15 pe pătrat. Și cu asta am pierdut discuția. Ia vezi, l-am dat așa în minut? Da. Mergem la... Exercițiul 8 de la pagina 52. D. Paranteză rotundă. 13x plus 5y radical din 2. 5y radical din 2. Plus radical din 11. Închide paranteza. Minus 7x minus altă paranteză deschisă. Y radical din 8 plus radical din 44. Aia din față nu are sens. Nu are sens, oare, corect. O și ăștia. Și atât, a doua are sens. 13 minus 7 face direct. 13 minus 7 e 5. Cu 6, nu. Pardon, așa, 6x. 13 minus 7. 6x. Vii la clasa, știi tu. Adică din 10 se duce la 3 și cu 3 fac 6, ca să nu... Da, e răspunsul la 6, da?
6x. 6x plus 5y de rădăcina 2. Da, plus 5y. 5y de rădăcina 2. Plus radicale 11. Asta este. Așa, cu minus y radicale 9. Minus y radicale 9. Cu minus radicale 44. Cât face radicale 44? 4 cu 11, iese 4. 2 radicale 19. Minus 2 radicale 19. Și cam așa. Rămâne așa că mai am 6. 5 y radicale 2 cu minus y radicale. Din nou se scrie ca fiind 2 la 3, adică 2 la 2 este un 2, adică 2 radical din 2. Deci 2y radical din 2, da? 2y radical din 2, da. Și acum, 5y minus 2y radical din 2. Plus 3y radical din 2. Și plus 2. Radical din 11. Plus radical din 11. Da, minus radical din 11. Da. Acum. Ia uite de 6x plus 3y radical de 2 minus radical din 11. 7 de? Da. 8 de. 8 de. Da, 6x plus 3y radical de 2 minus radical din 11. Da. Bine. E. Tot ai făcut. Da. 0,7a pe paranteză rotundă. Minus 2,4b minus 0,3. Închide paranteza. Minus. Deschide cu altă paranteză. Minus 0,3a plus 1,6b minus 0,3. Prima paranteză. De ce s-a sfârșit așa? Ce să fie 0,7. Copiat, când avem ce face, nu? Când atacăm paranteza asta, s-a răbărit. 0,7 minus 3,4b minus 0,3 minus 0,3a minus 0,3, atât ai. Ai minus 0,3 și acum ai 6, nu? Da. Și cât vine? A, dar e minus în față. Așa. Așa, atunci e plus. Plus 0,3a. Așa, acum e minus 1,7b. Și plus 0,3. Plus 0,3. 0,3 cu minus 0,3 se reduc. 0,3a. 2,7a. Am o doi simplu plus, da. Fac 0,7 și cu 0,3. 1. 1. 1A. Adică. A, pur și simplu. Minus 2,4B și minus 1,6B. Eu minus 3, minus 4. Minus 4, că și 6 și cu 4 fac. Așa, minus 4. Minus 4, ok. Da? Da. Atât. Așa. Bun. Bun. F. F. 35 pătrat. Plus, paranteză rotundă, 5 minus 2,6x minus 2 pe 5x pătrat. 2 pe 5 x pătrat. Închideți acum paranteza după 2 pe 5x pătrat. Nu acolo, așa, acolo, da. Plus, deschideți o altă paranteză rotundă, 1 minus 7,4x, nu sunt paranteze de fiță. Plus, 17 pe 5x pătrat. Uite-te să vezi. Spătate. Nu trebuie o paranteză. E plus în fața paranteză. E de prins. E de prins. Și acolo, și acolo. Nu trebuie o paranteză. Autorul păcat, dar să... Ai pășirea acolo, să mergi, tu știi să mergi înături. Ca să-ți permiți acum să reușești de mine asemenea. Deodată. În x pătrat, Ani. X pătrat. Ești 13 x pătrat. Minus 12 x pătrat și... 17 pe 5. Ce putem face? Când să facem x pătrat de factor și primul venea 5 paranteze acolo, ca numeric. Dar 17 pe 5 minus 2 pe 5? 17 pe 5 minus 2 pe 5. Putem acționa? Repede.
17 minus 2 pe 5 face 5. 5 pe 5 și 3x pătrat. Și face 3x pătrat și cu 13? Cu 16x pătrat. Deci plus 5 plus 1 și plus 6. Deci mai întâi să zicem 13, nu 13, 16x pătrat. Uite, vezi, în clipa în care intrăm în exercițiu, prima tentație este să scoți pe x pătrat în față și să faci numeric acolo. Dar dacă voi că este exersat, pe cei care au aceeași metodă de ei făcut calculul și urmă 15 pe 5 face 3x pătrat, mărești ritmul de lucru. 13 x pătrat și cu 13 pătrat și cu 13, 16 x pătrat. Plus 6. Dar ce vreau să fie x acum? Minus 10x. De ce minus 10x? Cum vedem? Nici nu văd. Hai să vedem. Termenim x. Avem minus 2,6x. Și minus 7,4x. Și atunci văd pe x. X în factor, pe lângă. 7,4. Minus. 7,4. Dar domnul să puțin. 7,4x. Așa. Atunci e altceva. Atunci e altceva. 7,4. Și acum arată da, e plus 6, ci minus 10x, da? Minus 10x. Așa, da, am văzut. Am înțeles. Minus 10x. Chile de intervenit. Nu înțelegeam de 10. Exact. Și plus 6. Plus 5 și 1, plus 6. Termativiști. Dar nu mai scoatem un factor comun. Ce? Am putea. Da. De fiecare dată facem maxim cu putință. Se poate scoate un 2. 8x pătrat. 2 lângă 8x pătrat. Plus 3 minus 5x. Minus 5. Minus 5x plus 3. Organizăm, o tornăm așa. Despre de scrie. Minus 5x. Plus? Plus 3, da? Plus 3, da. Și iată că am ajuns la zilele de urmă. Mai este de aici. Nu, erau de aici. Și mai... Terminată. Bun. Dar mai este pentru ade? Da. Nu mai departe. Sunt acolo ieșiții. Sunt la mulțire, da? De la altă... Deci la o altă etapă acolo. Lucrează că... Aici, nu stăm. Doar asta vă face. Este important, Miruna, să... Când terminăm la ieșiții, ne uităm urmă și trebuie să vedem dacă am întrebat. Mm-hmm. Da? Dacă avem... Ca să avem control. Nu mai dăm la sfârșit. La geometrie? Cred că și la geometrie e și eu următor, da? Da. Ai și spus că avem? Da. Bun. G. Tot 8. 8 de la pagina 53. G. 8 de la 53. 53. 4A. 4A. Minus 13 e. Minus paranteză. Minus paranteză rotundă. 8A. Minus 12 M. Închide paranteza. Plus M. Minus, deci cred o altă paranteză. 2A minus 17. O închideți. Plus 15. Minus 4A. Minus 10 M. Pe 4A minus 13 M minus 8A plus 12 M plus M plus M minus 2A minus 2A minus 2A plus 16 plus 15 minus 4A minus 10. Observați. Asta s-a justificat, dar trebuia să uităm. 4A și minus 4A sunt reducate. Corect, ca să nu mai scriem. Ca să nu pierdem timpul. Minus 13 M și cu minus 10 M face minus 20 și... 3 M. Minus 23 M. Așa trebuie să încep de listă. Minus 23 M. Minus 8 M, care aici face. Minus 8 A și 13 M. Dar am avut și un plus M aici, trebuia să spun minus 22. Da? Și M, deci era liber. Trebuia atacat și M. Minus 13. Minus plus M face minus 12. Minus 10, minus 22. Da, e corect. Minus 8. Dacă ajuns la minus 2A.
minus 8a plus 12a, n-am ce face deja. Minus 2a. Da, minus 8a plus 12 e mână, domnul profesor. 12 în mână, da. Da, așa, așa. Da. Minus, și acum minus 2a plus 17. Și plus 15. Deci nu ora la lucrat. Da. Terminat. Deci, când ai trecut de aici, Adi, nu mai trebuia să am parte asta. Viteză. Înseamnă asta. Da. Da. Adică tu desfaci termeni și nu te apuci de copii, dar îți lițu termenul respectiv pe care te-ai deduce. Vă spunim. Așadar. Ia să vedem acum. În mână. Minus 22 cu 12. Minus 10, mă. Hai, Adi. Minus 10, mă. Hai. Minus 8a cu 2a. Minus 2a. Minus 10a. Minus 10a. Și termen liber? Aia. 2 plus 13. Plus? 32. 32. Mie roșie. Scalte, mă, fac da. O comună. 2. 2. 2. Și doar altă. Minus 2, să zicem, și face 5 plus 5, minus 16. Sau alfabetic 5a plus 5b, minus 16. Corect. H. H. X la 4, minus 12 x pătrat, plus 7x minus 13, minus, deschideți o paranteză, x la 3 plus 5x minus 20, plus, deschideți o altă paranteză, 13 plus 12x pătrat, minus x la 4, plus 3x la 3. Adi, paranteză de prisos. Una, poate asta dintre asta. Ultima. Egal, așa acum, ce se poate? Uite de la un calculator. X la 4. X la 4 rămâne, dar am și cu minus X la 4. Se reduc. Corect. După aia, minus 12X pătrat cu 12 X pătrat, se reduc. A. Ce? Minus 12 X pătrat, e văzut, e văzut. Așa. Și plus 13 cu minus 13. Plus 13 cu minus 13, adică. Așa. Și acum trebuie să desfacem. Și atât. Și acum, 3x la 3 îl copiem. Și dacă ai numai 1 și când scos ai și minus, poți să spui deodată 2x la 3. Ai înțeles ce faci? Deci 3x la 3 și minus x la 3 după desfacere. 2x la 3. 2x la 3. Și în continuare? Plus și minus. Dar mai avem 7x minus 5x și 2x. Plus 2x, deci da. Bravo. Și minus, și plus 20. Plus 20, cam da. Și spate 2. Și spate 2. 20 și spate 2 pe lângă x la 3a plus x plus 10. Vedeți că dacă prindem chestiile astea, dorim ritmul. Corect. Exercițiu 10 de la pagina 53. Punctul C. 5x pe lângă. Radical din 18 minus radical din 12. Minus 3x pe lângă. Radical din 27 minus radical din 50. Plus 2x pe lângă. Radical din 8 minus radical din 75. Ultima e de prisos. Și prima. Ultima și... Nu! Niciuna nu e prisos, Adi. Fiindcă e mulțit 2x cu 2x, deci n-avem voie aici, nu mai suntem ca înainte. Are mulțit din poate. Dacă ai fost plus și atât, dar aici am mulțit, deci distributivitatea de ceva. Eventual, dacă se sezează x, x, x peste tot, scoți pe x în factor comun. Cum e cazul meu, în planul. Deci egal cu x pe rând. Și aici încep să zici 5 radical de 18. 15 radical din 2. 15 radical din 2, foarte bine. Minus? Minus 2 radical din 3. Ori 5. 10 radical din 3. Da, 10 radical din 3. Corect. Minus 10 radical din 3.
Minus 3 ori 3, 9, 9. 9 radical din 3. 9 radical din 3. Așa, minus 50, 25 plus. Semnul. Plus. Minus 15 radical din 2. 15 radical din 2, cu așa. Plus 8, 4 radical din 2. Foarte bine. Și minus 75, 16 3, nu, 25 ori 3. 25 ori 3. Așa, 25 ori 3, adică 5 radical din 3. Și până la 10... Minus 10 radical din 3. Cine mai am? X pe lângă. Radical de asemenea, reducem. E numai 15 de radical din 2. Și cu 15 radical de fapt 30. 30 radical din 2. Și cu 4, 34. 34 radicali din 3. Pe radicali din 3 se trebuie. Minus 10 radicali din 3, minus 9, minus 19 radicali din 3 și minus 20 radicali din 3. 29. 29 radicali din 3. Da. Ce mai pot face aici? Nimic. Nu pot scoate factor comun nimic. De. De. 2x pătrat pe lângă radical din 108 minus radical din 12 minus radical din 12 minus 5 pe lângă radical din 147 minus radical din 300 ori x pătrat chestia anteza minus 5 pe lângă minus 5 pe lângă deci stați, n-ați închis o paranteză domnule. După radical din 12 închideți o paranteză. Radical din 12. Da, bine. Minus 5 pe lângă. Așa. Așa. Ori x pătrat acum. Ați scris ori x pătrat. Așa. Plus x pătrat pe lângă. Radical din 243 minus radical din 48. Da, chide stare. Egal. Scoatem un x pătrat factor comun. Perfect. A pătrat aici 1. 2, 3, 5 pătrat de comun. Deci egal cu x pătrat pe lângă. X pătrat pe lângă 2 radical din 108. 108, mă întreb, de ce? 36 ori 3. 36 ori 3. 6 radical din 3, 6 ori 2, 12. 12 radical din 3. Radical, 4 radical din 3. Minus 4. Minus 4 radical din 3. Minus 147. Cred că eu n-am și faci 147, nu-mi dau seama. Poate nu 147? Nu, poate fost 144. 147 scrie. Ce ai făcut de 147 astea? 7 radical din 3. 49 ori 3. 49 ori 3. Da? 7 radical din 3. Foarte bine. Și minus 5 ori 7. 35. Minus 35 radical din 3. Plus? Radical din 10, plus 50, 50 radical din 3. 3, plus 50 radical din 3, și am ajuns aici, 243 cât este? 243 este, da, cât e cât? 249 radical din 3. 18, 81 ori 3. 80, deci 9, 9 radical din 3. Deci plus 9 radical din 3. Și minus 4 radical din 3. Și 64 3. Minus 4 radical din 3. 4 radical din 3. Și din parteza e dat cu x pătrat. 210 radical din 3 cu minus 35 radical din 3. Plus... Și minus 4 radical din 3. Și 50. Și 9. Și tot sunt radical din 3. Tot sunt radical din 3. Adică aș scoate un radical din 3 pe lângă și numărăm. Corect. Un radical din 3 pe lângă. 12 minus 4 minus 35. Hai să-i facem. 12 minus 4 adică? 8. 8. 8. 8 minus 35. 8 minus 35. 8 3 minus 8 e 27. 27. Minus 27. Minus 27. Plus 50. Plus 50. Plus 23.
plus 23 și cu 9. 20 cu 9, 32. 32 minus 8. Minus 4. Minus 4, 4, da. 32 minus 28. 28. Ori 28. Așa tot la mine? Deci 28 radical din 3, așa scrie, egal cu 28 radical din 3 x pătrat. Însă așa e forma de scris. Partea numerică în față și necunoscută după aceea. Și E mai avem. Așa. Radical din 18 pe lângă. 7 radical din 2 minus 2x. Plus radical din 2 pe lângă. 5 radical din 8 plus 4x. Minus 6, minus radical din 6, pe lângă, radical din 24, minus, radical din 363, x. Radical din 3? 363. 363. X. Egal. Scoatem radical din 6 în factor. Păi din 6 e bun, adică la voi e 2. 2, da. Deci în mult un radical din 2, așa. Da, radical din 2. Da, da. Din cei 3. Merge, da? Da. Radical din 2. Aici revenim. 9. 9. 3. 3. 7, 3, 21 radical din 2. Minus 3 ori 2, 6x. Da. Plus 5 ori 3, 15 radical din 8. 5 ori 2. Că iese de aici un 4, care înseamnă 2 este radical. 5 ori 3, 10, 10 ori 3, 30. Nu e 3 ori 3. Aici am ținut numai cu ăsta. Așa. Aici este doar atât. 10. 10 radical din 2. 2. Plus 4 ori 3. Da, ăsta. 4x minus... Acum e radical din 3 ce urmați acolo. Aici. Da, radical din 3... Radical din 3... 24, o să scrie ca fiind 6 ori 3... Sau... 3... 3 ori 8, nu? 8 ori 3, da, iese... Mai bine 6 ori 4, că am șarpe și radical din 3. Nu, mai bine este... 8 ori 3. 8 ori 3. Din 8 iese un 2. 3 ori 6. Da? Da. Și... 2 radical din 6. Da? Și cu radicalul din 3, din față? 2 radical din 18, 9 ori 2, iese un 3, 3 ori 2, 6 radical din 2. 6 radical din 2, poate fi, da? Așa e. 6 radical din 2. 6 radical din 2, vedem la acum, cu milionă radical din 4. Da. Plus? O, da, plus. Dacă adică acum noi acolo avem doar radical din 3 acolo. 363, da. 363, 363. Deci egal cu radical din 2 și așa, da? Radical din 2, 31 radical din 2. Hai să vedem. 2, 31 radical din 2. 31 radical din 2, 25 radical din 2. Și termenul cu x? Și ar fi minus 2x. Minus 2x cu 33. Aici 33 minus 2, cu 33, plus 31. Și cam asta ar fi. Desfacem acolo. Hai să desfacem. Și ar fi 25 ori 2, adică 50. Egal cu 50. Plus 31 ori radical din 2. Așa doar, nu? 50 plus 31, da. Radical din 2. Da. Da? Terminat. Facem o sinteză aici? Facem o sinteză, sigur că deși da. Deși avem calcul cu numere reprezentate prin litere, adunarea și scăderea. Mai clar, termine asemenea, paritare asemenea, reducerea... operații cu radical, cu făcut aici, scoate radical, toate chestiile astea. Deci, hai să indicăm așa, la partea asta de...
Lăsăm calcul cu numerele pe care le trebuie și acum scriem restul. Da. Da. Deci, termene. Sinteza oare, da? Da. Sinteza oare. Termene. Asemenea. Asemenea. Radicale. Asemenea. Operații cu radicale. E vorba de introdus și scos de sub radical, da. Operația asta. E zic operație de expresie algebrice. Într-un limbaj așa ar însemna, da? Da. Operații cu expresii algebrice. Dar noi am defalcat, am spus mai concret asta. Ce înseamnă că în toată povestea asta am întâlnit termenul asemenea, reducerea termenului asemenea, practic. Da, da. Reducerea termenilor. Asemenea. Bun. Asemenea. Oprim înseamnă că algebra, cred că la genetic, și da. Facem un test, da? Da, 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 da.